pătrați de acoperișul verzi, care de multe ori s-a spus că le-am băgat în bilanț. Nu intră în bilanțul de spațiu verde. Sunt separate de această suprafață. Spune-mi asta. Deci, e diferență între acoperiș verde, care nu e prins într-o cer, nu. Adică ce aveți pe terasă, dacă ce știu unde, și pe somna și 10% pe sol la peste patici. Dar aia partea aia care, pe care o discutăm de două ore. Unde este? Este parchingul, da, la subsol. Deci, 30,12 vor fi spații continue la nivelul pietonului, dintre care 21% este peste pe sol natural și 9,12% peste subsol. Și subsol este continuu. De sub care e garajul, da? Exact. De sub, deci, exact. Practic ai garaj și deasupra ai un strat de 2 metri de pământ, da? Asta înțeleg eu. Da. Da? Da, da. Repetate. Da. Se pot vedea realizările de la Timișoara și Iași, unde parcurile funcționează de câțiva ani și funcționează foarte bine. Vegetația nu... copacii mai există, totul funcționează, nu s-a uscat. Iar la nivelul percepției pietonului nu există nici nimic. Pune vecini, că vă văd că nu să aibă rădăcini. Nu să aibă rădăcini. Bineînțeles că să aibă rădăcini. Unde? 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 Deci în zona de, deasupra subsolului, în acel sol de 2 metri. Ok. Pregătăm la canalele. Să vă întreb ceva. Spuneți-mi, vă rog, ce înălțime au arborii care sunt plantați la Iași și la Timișoara, peste locurile de parcare sau peste garaj? Ce înălțime au astăzi aceste arbori? Peste 20 de metri. Și când au fost plantați? Nu știu exact să vă spun data de la Palas. Timișoara cred că are 3 ani și Palasul are 1 an. Iar arborii pe care deja sunt aduși la climatizat de 2 ani în pepiniera din Borhan pentru acest proiect în colaborare cu SAMV-ul, cei mai înalți astăzi au undeva la 11 metri. Mulțumesc, domnul Florian. Am tot auzit aici, spunându-se că maximizarea profitului, că de aia se face acel strat pe pământ, peste parcare, pentru maximizarea profitului. După știința mea, construcțiile subterane sunt mult mai scumpe, cât de 4 ori, dacă nu mă înșel, decât construcțiile supraterane. Or, în momentul în care proiectantul a ales această variantă, vă întreb eu pe dumneavoastră unde este maximizarea profitului. Mersi. Nu știu dacă tocmai domnul Ali trebuie să vă poate să răspunde, dacă sunt și alte intervenții. Vă rog să vă prezentați.